concert cameral. Aceasta este surpriza cu care melomanii argeșeni sunt așteptați joia aceasta la Casa Sindicatelor. Filarmonica Pitești organizează un concert susținut de tineri aspiranței lumii muzicale. Georgeta Iordache, în vârstă de 14 ani, va cânta la vioară. Daria Tudor, de 11 ani, va evolua la pian. Artur Bocăneanu, de 17 ani, și Cristian Sandrin, de 15, vor încânta publicul tot de la clapele pianului. Tinerii fac parte din cercul muzical de excelență din Ulipati din București. Din programul lor fac parte lucrări de Bach, Beethoven, Paganini, Chopin sau Schumann. Spectacolul, care va începe de la ora 19, va fi prezentat de muzicologul Anca Florea.